Sănătatea, oameni buni, cel mai de preț bun pe care îl are omenirea. Este motivul pentru care continuăm seria emisiunilor pe această temă. Vorbim despre sănătatea giurgiuveană. Marian Butan sunt eu, vă aflați evident la Ali TV și atelierul de conversații. Începeam seria aceasta de emisiuni dedicate sănătății giurgiuvenilor pe 9 martie, avându-l atunci invitat pe managerul Spitalului Județean Giurgiu. Și iată, acum, după o bucată bunicică de timp, domnul Dragoș Chivu a răspuns din nou inițiativei noastre, aceea de a fi prezent aici în studioul televiziunii, pentru a continua dialogul legat de managementul Spitalului Județean Giurgiu. Fiți binevenit, stimate domnule Chivu. Bună ziua, bine v-am găsit. Așa cum aminteam celor ce ne urmăresc, prima decada a lunii martie a acestui an, mai precis 9 martie, făcea să vă avem prima dată aici în platou, prima dată în timpul mandatului nostru de 4 ani. Și primul lucru pe care aș vrea să ne-l spuneți, cum stați acum cu timpul, ca să zic așa, cât a trecut la investirea dumneavoastră, cât mai aveți din acest mandat? Au trecut 2 ani, deci până în 2025 ar fi... Deci cam la jumătate? La jumătate mandat. Discutam în ediția de care făceam vorbire despre acoperirea cu medici pe diferite specialități. Discutam probleme generale legate de management. Vom continua și acum. Vreau să punem accent pe anumite proiecte pe care le aveți în derulare, ca să le spun celor ce ne urmăresc la ce să se aștepte. Să vorbim despre noi achiziții de instrumentar și tehnică. Sunt deschise, ca să zic așa, din câte știu eu, niște linii de finanțare foarte aproape pe anumite direcții în rezolvarea unor probleme, o să venim cu amănunte. Mi-aduc aminte foarte bine că în prima ediție de care vorbeam, realizată cu dumneavoastră, discutam și despre un istoric al Spitalului Județean Giurgiu, despre vechimea lui, despre numărul de giurgiuveni care, dacă au nevoie, pot apela la Spitalul nostru județean. Haideți să vedem ce e nou, așa, la modul general și să le luăm pe rând cele câteva probleme pe care le-am enunțat. Las la latitudinea noastră subiectul prim, ca să zic așa, de debut al emisiunii. Ce e nou, ce să zic este așa? Nou, derulăm niște proiecte prin Programul Național de Redresare și Reziliență, proiecte de sănătate. Cel pe nosocomiale este în plină desfășurare, unde vom îmbunătăți cumva condițiile de muncă și în același timp să limităm infecțiile asociate care sunt specifice spitalelor. Asta încercăm să facem, este în implementare, se lucrează de zor la acest proiect împreună cu UAT-ul, cu Consiliul Județean, care este partener în acest proiect. În aceste momente mai lucrăm la un alt proiect pe digitalizare, tot prin PNRR. Este vorba de o sumă undeva la 750.000 de euro pentru spitale județene de urgență, unde putem să îmbunătățim softurile și pe partea de hardware, la fel să îmbunătățim mult stațiile de lucru pe care noi le avem și rețelistica cu care lucrăm. Deci astea două proiecte sunt acum în desfășurare. Ce ziceați mai devreme, avem deja aprobat pentru finanțare un aparat radiologic C-Arm pentru sala de operații ortopedie. Este în plină procedură de achiziție și sper ca în 45 de zile așa să reușim să-l avem. Instrumentar medical specific ORL, tot pentru proceduri chirurgicale.
La fel este aprobat, finanțat, 90% de către Ministerul Sănătății și 10% de către Consiliul Județean. Aș vrea să știu dacă aceste proiecte de care ne-ați vorbit sunt în derulare numai la spitalul nostru județean sau bănuiesc că dacă sunt finanțate prin PNRR și alte unități spitalice din țară recurg la alocarea aceasta de fonduri pentru îmbunătățirea activității. La nivel național, cel pe nosocomiale este deja aprobat spre finanțare și se lucrează acum pe partea de achiziții. Celălalt de digitalizare are ca punct de depunere final undeva în 25 august. Lucrăm ca să depunem cererea de finanțare și ulterior vedem dacă ne calificăm sau nu. Deci este la nivel național. Beneficiază tot sistemul sanitar funcție de punctajul pe care îl obții în urma cererilor. Mă bucur să aflu legat de acest proiect de combatere al infecțiilor nosocomiale, pentru că mai ales în perioada de pandemie și puțin înainte s-a bătut monedă în presă despre acest lucru, nu chiar puține fiind spitalele unde au fost astfel de necazuri. Acum, ce aș vrea să aflăm de la noastră, nu ca să devenim specialiști și să luăm o ușoară perdea așa de pe ochi, să zic așa. Adică, ce vreau să aflăm este în concret în ce constă proiectul, achiziții de substanțe, de materiale de dezinfecție și așa mai departe. Deci e vorba, în primul rând, de îmbunătățirea sistemului de curățenie. Se vor implementa mopuri noi pe care legislația actuală ni le impune și cu ocazia asta putem să le implementăm și noi. Este destul de costisitor acest sistem, vor fi cărucioare dedicate, mopurile se vor folosi, ele sunt microcipate și știi la orice oră unde s-a făcut curățenie și pe ce suprafață ai voie să-l folosești. Ele vin preimpregnate, este cu spălătorie, e un întreg sistem. Da, să înțelegem așa foarte simplu, au o anumită durată de utilizare care poate fi și nu monitorizată. Le pe mai multe suprafețe, deci ele sunt dedicate, da? Cam pentru baie, sunt pe culori, etc. Da. Deci este un pic mai bine mai organizat. Organizată activitatea. Plus de asta, ele vin deja preimpregnate cu o cantitate suficientă de dezinfectant și detergenți, în așa fel încât pentru cât au fost ei stabiliți să cureți, atât se va curăța. Și ai un control, încă ceva esențial, asupra suprafeței pe care ai făcut-o și dacă s-a efectuat curățenie în încăperea respectivă. Deci este un sistem pe care sperăm să putem să-l implementăm cât mai curând. Tehnic am înțeles despre ce e vorba. Acum mai am o curiozitate, nu vreau să fiu pisălog. Bănuiesc că nu sunt tocmai ieftine aceste materiale. Nu sunt tocmai ieftine, tocmai de-aia. Veți putea să vă asigurați aceste fonduri, în aprovizionare? Aceste fonduri vor fi suficiente pentru a putea implementa acest sistem. Cel de întreținere și de mentenanță vor fi cărucioare pe fiecare secție. Și chiar o să avem și acele mașinării, cum ați mai văzut pe la, eu știu, mall-uri, supermarketuri, doar că astea adaugă o peliculă de dezinfectant. Deci curăță holul și dezinfectează în același timp. Și practic ușurează cumva munca personalului de îngrijire. Vorbim mai devreme despre faptul că s-a bătut în presă monedă pe aceste infecții și pe condițiile din spitale. Vin acum să vă întreb dacă ele au eficiența scontată și în condițiile în care spitalele dețin construcții, încăperi destul de vechi. Nu vă întreb degeaba, pentru că asta ne puteți confirma dacă așa stau lucrurile sau nu. Se spunea că în cazul spitalelor vechi, acolo unde gresia, faianța este de ani de zile, se pot facilita aceste infecții, să zic așa. Și atunci bănuiesc că sistemul ăsta ține cont și de... Va limita cumva răspândirea lor, doar că infecții nosocomiale, infecții asociate există oriunde în lume, indiferent cât de curat ai sau nu. Ideea este, sau cât de nouă e clădirea. În momentul când le descoperi, să acționezi pentru a limita răspândirea lor.
Despre asta e vorba. Pentru că ele găsesc, cum să vă spun eu, punctul sensibil la cineva care mediu este suferință, un mediu propice unde se pot dezvolta. E, în momentul când tu găsești acest lucru, e bine să-l raportezi și să-l limitezi, pe urmă, să se răspândească. Nu este nicăieri în lume, nu există că nu au aceste infecții. Deci există aceste infecții în orice spital din această lume, vă garantez eu. Ideea este cum poți să limitezi răspândirea acestei infecții și să o izolezi. Dar este foarte important, odată ce ai descoperit-o, să limitezi răspândirea ei. Și atunci trebuie să găsești soluții prin un dezinfectant eficient, un mediu în care ele să nu se mai propage, să nu se mai dezvolte. Și asta încercăm acum prin implementarea unui sistem de curățenie. De asemenea, vor fi mai multe investiții. Nu pot să vă spun acum în ce constau exact, dar vor ține efectiv delimitarea infecțiilor, adică răspândirea lor în spital. Despre asta e vorba. Și prin, eu știu, punerea de dispersoare inteligente la fiecare salon, pe fiecare secție, în așa fel încât să poți să vii dintr-o altă secție, să treci într-un mediu în care să te dezinfectezi, gen tuneluri de dezinfecție. Deci astea toate vor fi implementate și introduse în spitalul Giurgiu. Cea mai frecventă utilizare, bănuiesc, a unui astfel de tunel de care ne vorbeați, bănuiesc, că este amplasată acolo unde au loc frecvent operații. Exact. În bloc operator, acolo se face o altfel de dezinfecție și chiar sterilizarea spațiilor după fiecare intervenție. Deci sunt alte norme. Dar vor fi și acelea îmbunătățite. Deci sunt în momentul de față foarte multe sisteme care pot fi implementate, doar că sunt foarte costisitoare. Și atunci, de subliniat este că acest proiect ne va ajuta să le implementăm. Este un ajutor practic din partea... Da, bucuros personal să aflu o veste ca asta. Exact cum ziceam, sper însă ca partea de finanțare să fie suficientă și îndelungată ca să poată să se susțină pe perioadă cât mai lungă un astfel de proiect. Curățenia într-un spital este esențială, indiscutabil. Și nu puține au fost și remarcile. Să știți că se face curățenie tot timpul, doar eficiența curățeniei va crește, pentru că ai o altă modalitate de a o face, una controlată. Da. Și în felul ăsta nu mai există riscul, băi, ai pus suficient dezinfectant, ai pus suficient detergent, mopola l-ai folosit și în altă încăpere, ați înțeles? Deci, practic, pentru saloane vor fi niște mopuri, pentru grupurile sanitare, alte mopuri, pentru mobilier, alte lavete și tot așa. Nu ai voie să folosești o lavetă sau un mop decât acolo unde este ea destinată să o folosești. Da, ideal ar fi, și aici ne puteți spune noastră cum stați, dacă odată cu implementarea acestui proiect s-ar executa și mici reparații acolo unde este nevoie, să vă o gresie, o faianță de înlocuit, în momentul și așa mai de departe, față o instalație sanitară revăzută. În momentul de față reabilităm complet secția chirurgie. Astfel de lucrări s-au făcut, cel puțin de cât sunt eu, cred că în peste 7 secții până acum. Dar astea le facem cu fonduri proprii sau de la Consiliul Județean. De exemplu, chirurgia ne ajută Consiliul Județean ca să putem să o reabilităm. Tot în acest moment reabilităm la secția externă la Vadulat. La fel, unde sunt probleme. Tot timpul, în fiecare an, în anumite secții se fac lucrări de reabilitare pentru că ele sunt, vă dați seama, trec atâția pacienți pe acolo. Unul aruncă ceva în perete, altul râcâie, altul... Timpul își pune amprenta. Exact. Și spitalele nu sunt toate construite de o lună, două. Ca tu să faci lucrări de reparații, de igienizare și etc. Deci în momentul de față se vor schimba băile complet la chirurgie. În saloane, jumătate de secție este gata. Dacă am făcut intenționat vorbire pe subiectul acesta pentru că pe Facebook anumite păreri, anumite gurile au mai vorbit. Am să
dau un singur exemplu, se critica curățenia dintr-o baie a pediatriei. Da, acum câteva zile. Acum, invit pe această cale, dacă există nemulțumiri, să vină să ne facă scris acest lucru. Dacă mă întrebați pe mine, din punctul meu de vedere, nu este relevant ce au scris acolo și ce poze au pus. Până la urmă arăta o toaletă în care cine vrea să vină să tragă apa? Personalul medical? Era urinase cineva acolo, trebuie să tragă apa, pur și simplu. Deci nu era... Și în acea cadă cineva defecase mai devreme. Normal că a trebuit să spele și era ud pe jos și... I s-a spus persoanei care probabil a făcut pozele să mai aibă un pic de răbdare, că s-a făcut curățenie acolo și între timp poate cineva a urinat și n-a tras apa. Asta a fost toată... Da, dar este drept, iertați-mă. Se face curățenie, doar că acum și oamenii trebuie să o păstreze. Mă scuzați, unii poate nu știu să folosească acele toalete. Există și, și cazuri de genul ăsta. Dar da, am luat măsuri și vom remedia și acolo. Două lucruri aș... Chiar pot să vă spun că astăzi a fost doctor epidemiolog și am zis să găsim o soluție să mai construim încă toaletă pe acel palier, în așa fel încât să putem să împărțim cumva pacienții pe... Da, câteva remarci vreau să mai fac. Pot să vă spun că cădița aia de acolo cred că are peste 30-40 de ani. Da, aici o să le schimb. Probabil, sigur se impune înlocuirea, dar și fondurile sunt cum sunt și proiectele sunt în numărul în care sunt. Prioritățile se cam impun din moment ce trebuie să gestioneze o anumită sumă de bani. Haideți să vă mai spun și partea cealaltă de cheltuială pe care o avem. De exemplu, foarte multe medicamente pe care noi le folosim în acest moment și sunt agreate de către Casa de Sănătate s-au dublat ca și preț. Gândiți-vă că tarifele pe care noi le avem contractate cu casa sunt aceleași de câțiva ani de zile. Da, ceea ce vreau eu să spun. Este o problemă majoră la noi, pentru că poate ați observat și cu războiul din Ucraina și toate prețurile au luat o razna și în momentul de față se cam plătesc facturile. Adică întâmpinăm dificultăți în ceea ce privește aprovizionarea și plata facturilor în același timp, pentru că ele au crescut. Iar veniturile sunt tot aceleași. Numărul de pacienți este relativ același. Deci nu... Da, o să revenim cât de curând asupra acestui subiect, cel al banilor. Eram dator, cum încercam a spune, cu o remarcă măcar, vis-a-vis de acea intervenție legată de pediatrie. Nici acasă grupurile noastre sanitare nu sunt dintre cele mai noi și acolo mai trebuie făcute intervenții, ca peste tot. E drept că aici, fiind vorba de un spital, trebuie să avem o grijă mai mare, să zic avem, așa. Promit eu că nu... Și... Și încă un aspect important. Și noi avem niște regulamente de ordine interioară în care fotografiatul este interzis. Iar pacienții și aparținătorii acestuia, la internare, ei semnează niște adeziv, da? Deci, da, mod normal, nu să dăm vina pe nu. Un reprezentant al presei că a încercat să remedieze ceva eu, din punctul lui de vedere. Să... Și am și vorbit cu presa și voi vorbi tot timpul, deci nu ascundem supreși nimic, nu avem ce să ascundem. Dar sunt lucruri pe care, dacă le-ar fi adus la cunoștință pe secție, la momentul ăla, se remediau din start. Deci, credeți-mă, și personalul este epuizat și... puțin, ca să revenim la o altă problemă, pentru că noi în momentul de față nu putem să facem nicio angajare. Este chiar o problemă, pentru că gândiți-vă la 826 de angajați câți are Spitalul Județean în acest moment, ce rulaj de personal avem noi, câți ies la pensie, sau uite, avem un coleg care a decedat, acum două săptămâni a mai decedat o colegă, sau eu știu ce se mai poate întâmpla. Cum putem noi să înlocuim personalul care este în incapacitate de muncă? Ca să nu mai vorbim de cei care au concedii medicale, se îmbolnăvesc. Bun. Deci, în momentul de față, conform ordonanței 34 sau ce număr a avut la momentul ăla, a trebuit să tăiem 10% din cheltuială pe anumite lucruri. De exemplu, n-am voie să cumpăr un scaun sau știu, alte obiecte de mobilier. De mobilier sau... Vă dați seama că ne afectează. Activitatea unui spital
este totuși diferită de activitatea unei, eu știu, administrații financiare sau... Adică n-ar trebui să fim legați cu ceilalți. Ar trebui să fim tratați un pic separat. Pentru că noi trebuie să asigurăm 24/7 activitate medicală, cineva trebuie să aibă grijă de pacienții respectivi și tu ești în imposibilitatea, de exemplu, pe pediatrie, o să fiu obligat acum să văd unde, din alte secții, să iau personal ca să putem să suplinim nevoia de personal de acolo. Cineva a dat examen la o altă unitate, s-au plecat în transfer, nu știu exact, două care s-au îmbolnăvit, da? Vorbim de trei asistenți medicali care sunt în capacitate de muncă la momentul actual. Cum putem să-i suplinim? N-am voie să fac angajări? Iau din alte secții, hai să vedem de unde, cum să... Sau transferul extern. Am câteva cere să vedem dacă sunt ok, bine pregătiți. Și când aduci pe cineva... Dacă am atins acest punct al dialogului nostru, vreau să vă întreb, gândindu-mă la emisiunea trecută de care făceam vorbire, avută ce a avut loc în 9 martie, aveați o problemă legată de personal, de asta ziceam că tot a venit vorba de acest subiect, în compartimentul de imagistică. Cum facem acolo? Că dacă un asistent îl luăm de la o secție și îl punem la alta, nu e mare diferență între activitatea pe care o face. Laboratorul de imagistică avem în acest moment personal mediu suficient. Problema este de personal medical superior. Avem doar 3 medici în acest moment și încă 3 care fac gărzi din extern. Adică putem să asigurăm linia de gardă, doar că ritmul de lucru pentru ceilalți trei, și gândiți-vă că este perioada de concediu, fiecare mai vrea să mai și, dintre care unii sunt soți și soții. Da, da, numai că este perioada de concedii, zic eu, nu vreau neapărat să o ridic mingea la fileu, dar chiar mă întreb, în condițiile în care personalul este insuficient și se fac acolo gărzi peste gărzi de nu mai au oamenii libere, până la urmă trebuie să fii înțelegător, să-i spui omului, da, ai și tu dreptul la câteva zile. Bineînțeles că vi se acordă, dar încercăm să suplinim cu ceilalți. Da, imagistica este destul de importantă, acoperă foarte, foarte, foarte multe discipline, ai nevoie de imagistică la orice. La orice, mai ales pe specialitățile chirurgicale și neurologie. Deci acolo chiar avem nevoie. Da, Chivu, mai devreme vorbeam despre bani, despre cât de important sunt și mi-aduc aminte că în emisiunea trecută tot fac aluzie la momentul acesta din 9 martie. Spuneați că în urmă, față de emisiunea de care vorbesc, stăteați binișor cu balanța. Da. Cum stăm acum vis-a-vis de proiectele pe care le avem spre derulare și necesitățile financiare? Pentru moment sunt acolo, undeva aproape de cheltuială cu venit. Avem ceva datorii la acest moment. Dar sperăm să, în ultimul trimestru al acestui an, să ne revenim un pic. La noi adresabilitatea scade pe perioada concediului. Adică oamenii, nu că nu se îmbolnăvesc, nu se mai adresează medicului în această perioadă. Pentru că foarte mulți pleacă, se duc în concedii. Chiar dacă au o suferință, o suferință este suportabilă, preferă concediu. În septembrie o să fie un aflux mai mare de pacienți. E, asta înseamnă că noi la momentul de față nu ne realizăm contractul la 100%, la valoarea lui. Și atunci, automat, veniturile se diminuează. Cheltuielile, din potrivă, au crescut. Și vă spuneam mai devreme, au crescut prețurile la medicamente enorm de mult, la alimente, la energie, la ce vreți dumneavoastră. Da, chiar... toate acestea în decontul pe pacient pe noi ne costă ceva mai mult decât până acum. Foarte bine mi-aduc aminte că vă întrebam data trecută despre modul în care se asigură o alimentație cât de cât rațională și suficientă pacienților, avându-se în vedere că tot presa amintea de niște cazuri, nu de la noi, evident, din țară, legate de un meniu nu tocmai bine găsit pentru pacienți. La vremea respectivă îmi spuneați că stați bine, dacă nu foarte bine, cel puțin bine la acest capitol. Sunteți bine și acum.
Alocația de hrană pentru un pacient pe zi este undeva la 22 de lei. Deci ea efectiv s-a dublat. Era undeva la 11, acum este 22. Furnizorii sunt suficienți? Sunt. Nu. Avem contracte condițiile deja încheiate pentru anul ăsta. S-au prins niște prețuri mai mici. Dar v-am spus, la medicamente este o problemă. Acolo nu poți să stăpânești creșterea de prețuri. La alimente ea fluctuează, dar la medicamente nu. Da, ca să nu mai vorbim că... Reușim. Avem bucătărie proprie. Ea a fost reabilitată, apropo de asta. Și este cu aparatură nouă, cu tot ce trebuie, în așa fel încât să ofere o hrană de calitate și suficientă. Acum... Probabil mici chestii. N-am mai verificat. Doar vroiam să mai aflu câteva date. Poate s-ar mai putea face ceva în legătură cu, nu cu numărul de calorii sau că ăsta bănuiesc este cât de cât stabil. Nu, astea sunt calculate, avem și dietician, deci nu e. Produsele alimentare repartizate funcție de patologie, adică de regimuri și așa sunt mai regimuri, departe. Da. Da, se respectă regimurile pentru fiecare patologie și categorie de pacienți, parcă, deci nu. Revenind, pentru diabetici, pentru... Da. Revenind la personal, ne spuneați data trecută că în spital există, în spitalul Județean Giurgiu există 13 linii de gardă. Au rămas aceleași, tot număr de 13. Și ce vreau să mai știm, dacă intenționați să... Noi avem 18 linii de gardă, dar active sunt 13. Unde ar mai trebui lucrat pe această direcție? Adică unde v-ați mai dori gardă, pe ce specialități? La momentul de față, cu gărzile pe care le avem, acoperim toată paleta de servicii pe care Spitalul Județean poate să o ofere. Vă dați seama că trebuie să ai mai mulți medici pe o specialitate ca să asiguri, eu știu, neurochirurgie sau alte, sau cardiologie. Mi-ar conveni să am cardiologie, dar acolo iar este o problemă. Cardiologii nu mai vor să muncească în spitale. Vă spun sincer, nu... Indiferent, am scos la concurs și dacă ministerul ne va mai aproba, și radiologi am scos, dar nu s-a prezentat nimeni anul trecut. Anul ăsta... Da, măcar am depășit, iertați-mă, o etapă și aici mă refer la faptul că angajările sunt condiționate. Acolo unde există nevoie acută de medici, ca în cazul spitalului nostru județean, guvernul deblochează aceste posturi? Aveți probleme dacă în sensul ăsta? Dacă mă întrebați pe mine, știți cum aș proceda eu? Aș lăsa acei medici care și-au obținut o specialitate, pentru că ei, vă dați seama, vin după 6 ani de rezidențiat, sunt tobă de carte, au muncit, au făcut practică, știu cu ce să mănâncă. Nu-i mai condiționat să dea un examen pe un post. Eu le zic, păi, unde vrei, mă, să lucrez? Du-te, mă, și lucrează acolo. Dacă el vrea la Giurgiu, vină la Giurgiu. Dacă vrei la Călăraș, du-te la Călăraș. De ce să mai dea un examen pe post când pe multe specialități nici măcar nu se înscrie nimeni? Dacă aș avea mai mulți, eu știu, pe un post, eu, ok, și-au depus dosare și hai să zici un interviu și să vii cu... Îi triezi cumva pentru că ai de unde, dacă ai nu de unde, ai. Dacă nu ai, lasă omul ăla să vină, poate vrea să lucreze într-un spital, poate este din localitatea aia, poate... Sincer, la ce mai pui un medic să mai dea un examen pe un post sau un concurs? Păi, probabil că nu scăpăm de birocrația. De birocrație, nu. Omul ăla l-ai pregătit practic timp de 12 ani. 12 ani în care el face acel lucru. Ce vrei să... El știe, bun, îți dă examen. Dar în felul ăsta îl determini să... Ce și ce? Dacă dau un concurs pe postul, nu știu care, mai bine plec în străinătate sau plec în... Dă-i posibilitatea când termină, pentru că noi avem deficit de medici la nivel național. Dă-i o repartiție, du-te, prietene, acolo. Și cu asta basta. Nu mai stai să treci până în concursuri, până... Și să le mai și blochezi. Iar eu... Da, dincolo de chestia, adică asta... Adică avem probleme, dar nu dăm drumul la angajări. Nu, eu sunt absolut convins, nu că ar fi cazul... Păi nu e numai cazul orașului nostru, nu, mă referam la cu totul altceva, poate n-ați intuit, îmi cer scuze. Dai examen, adică treci printr-o filieră dintre asta, prin niște furci caudine și acolo nu te integrezi, că sunt niște medici care nu te vor, că sunt rare și cazurile. Dar este și asta... o latură a aspectului în discuție și atunci mie mi se pare că în plus mai apar niște impedimente, exact cum ziceați. Avem deficit de personal. Nu zic că n-ar trebui, cine nu și-ar dori cel mai bun medic pe specialitatea respectivă? În condițiile în care nu ai de unde alege, măcar acoperi
postul, adică... Acum nu știu dacă putem defini cel mai bun medic sau că nu e bun. Nu. Până la urmă, oamenii ăștia au o pregătire. Și ei și-o dezvoltă, sunt... Da, bine. Într-o perioadă mare de timp. Să zicem că am găsit eu o formulare, nu tocmai. Dar dacă omul ăla este stăpân pe meserie și beneficiază și-o de o tehnică, e normal să se ducă în spitalul unde are toate condițiile. Corect. Pe când aici, știu eu, poate e puțin nehotărât. Băi, ce pot să fac eu acolo? Mă să știți plafonez. Că avem medici care au venit în spitalul nostru și au zis că au găsit instrumentar și aparatură mai performantă decât de unde veneau ei, dintr-un centru universitar. Nu stăm chiar așa prost la aparatură. Pot să vă spun că s-a mai luat aparatură pentru urologie. Deja se fac intervenții specifice și cred că l-ați și avut în emisiune pe Mihai Stan. Eu zic că nu stăm chiar așa prost ca și spital la capitolul ăsta. Mai vin tot felul de firme să ne prezinte, eu știu, aparatură. Păi avem de-aia, avem și de-aia, avem. Problema este cine le folosește. Deci, da, este... condiții la noi sunt. Problema este cum poți să-i mai atragi pe oamenii ăștia. Ce poți să le mai oferi tu să vină în orașul tău? Eu știu, mă gândesc, o locuință, sunt tot felul de promisiuni, dar... Discutam în ediția trecută a emisiunii cu dumneavoastră despre acest. Dar nici în momentul de față... Că se decontează transportul. Da, dar omul se odihnește altfel, nu mai are grijă a deplasării, a navetei. Știți că este foarte obositoare naveta. În condițiile în care mai faci și niște gărzi, mai deci, acoperi București este îngrozitor. Vorbeam de această criză de medici. Tu îți faci datoria, faci gardă, te duci, de exemplu, îți mai ajunți un coleg, dacă mai faci și naveta, a doua zi nu mai poți să fii la fel de performant. E groaznic, vă dați seama că... Da. Iar am atins un subiect suficient de sensibil. Ați mai relaționat Consiliul Județean în direcția asta cu municipalitatea, cu cei factorii de răspundere. Ei, bineînțeles că am relaționat. Și... Probabil se vor găsi fonduri, că primăria trebuie să racordeze acel bloc la utilități. Și la momentul când, cred că acum vreo două luni, am fost împreună cu directorul medical, am vorbit cu domnul primar, nu aveau fonduri pentru a face acest lucru. Și se gândeau să predea cumva Consiliul Județean, dar nu știu care era baza legală și cred că nici măcar nu au găsit-o la acest moment, ca să predea acea construcție în așa fel încât Consiliul Județean să preia costurile cu racordarea. Da, este vorba de un transfer din proprietatea municipalității în cea a Consiliului Județean. Ne depășește lucrul ăsta și bine e când totul se termină cu bine. Sau să rezolve... găsim soluția să oferim și acest lucru personalului medical. Mai așteptăm, acum nu știu. Aș reveni la o temă la care făceam referire în debutul emisiunii, neastră amintind de ea, cea de proiectul legat de digitalizare și aici aș mai vrea câteva amănunte. Eu văd lucrurile din punct de vedere al profanului. Dumnezeu, dacă înainte omul ducea în spital, primea o hârtie la ieșirea din spital cu diagnostic, cu nu știu ce. Bănuiesc că acest proiect îi conferă posibilitatea pacientului la externare să aibă un disc. Dom'le, uite, rezultatul analizelor îi conferă posibilitatea pacientului ca la externare să-și poată accesa fișa medicală. De asemenea, să poți practica telemedicina, să poți avea schimb de informații cu alte unități sanitare unde acel pacient a mai fost internat sau văzut pe anumite specialități. Și în condițiile astea tu poți oricând să accesezi o fișă a acelui pacient, să-i știi istoricul, să-i știi ce afecțiune a mai avut, unde a mai fost tratat, ce investigații s-au făcut. Dacă mai poți să-i faci o investigație, de exemplu un CT, poți să-l faci odată la 6 luni. Să nu existe riscul să-l faci de 2 ori într-o săptămână sau cine știe. Poate a fost la un spital și acolo i-a făcut... Foarte importante lucrurile pe care ni le spuneți și mă gândesc așa, ca să ne înțeleagă foarte bine cei ce ne urmăresc. Dacă un giurgiuvean a fost la spitalul nostru județean și întâmplarea face să lucreze în Maramureș, dau un exemplu, iar acolo suferă o criză și este întrebat de medicul de acolo, domnule, dumneata, ce ai mai făcut? Are la dispoziție, exact cum ziceați, posibilitatea să intre pe o anumită pagină, să zic așa, vede ce s-a întâmplat și la Giurgiu respectiv. Casa de Sănătate lucrează la așa ceva și cred că se și poate, nu știu exact, n-am mai fost pacient, dar la fel, să poți să-ți investighezi o fișă electronică pe care
un dosar electoral. O evidență electoric. Concretă exact. A pacientului respectiv și din punct de vedere al cheltuielilor, cum ziceați, este, pe casa de sănătate. Este foarte important să poți să relaționezi cu celelalte unități sanitare. Și dacă mă întrebați pe mine, cred că toate unitățile sanitare publice ar trebui să fie, să ruleze același program toți, în așa fel că să poți să vizualizezi, bineînțeles, cu user și parolă, să fii verificat la orice oră, nu poți să accesezi datele cuiva, că ești tu nu știu cine. Nu. Un medic să poată vedea un istoric al unui pacient. Și atunci, utilizând același sistem informatic, ar fi mult mai facil pentru personalul medical superior să vadă exact un istoric al unui pacient. Ce a făcut în altă, poate el i s-a făcut rău la vamă, vine de nu știu unde și hai, vine la spitalul județean. Poate, nu, poate să-ți răspundă la întrebări, să poți să-i faci o anamneză pertinentă, să știi exact ce... Nu știi nici măcar ce grupă sanguină are. Dar exact. Bine, asta oricum eu stabilești tot prin niște analize, nu să te iei după că spune, bă, parcă am A sau 0 sau... Nu. Da. Asta le stabilești ulterior. Dar sunt anumite lucruri pe care pacientul poate să ți le spună la o examinare clinică, să îți dai seama cam de ce suferă sau... Dar sunt și lucruri pe care poți să le descoperi că el a fost tratat de ceva, a avut o intervenție chirurgicală, a avut și poate are o alergie și nu poate să spună că... Dar ea este trecută acolo într-o fișă. Și atunci e corect să vezi aceste lucruri și poți să acționezi mai repede și mai ușor. Și eficient, pentru că dacă într-adevăr adică are o alergie, cumva timpul de... nu riști să-i administrezi cine știe ce medicament și în loc să-i rezolvi problema, o răutățești. Adică această digitalizare ar ușura cumva activitatea medicală, într-un cuvânt. Da, și ar îmbunătăți-o. Lucru care, nu știu, îmi stârnește o întrebare. Acum, nu știu, eu vă retorică spun... cumva. Oare de ce nu s-a gândit cine trebuia mai devreme la implementarea unui astfel de sistem? Mai bine mai târziu decât niciodată și cu asta tot am zis că e întrebarea retorică. Asta e viitorul, nu știu. Să rulăm toți același program, ar fi mai facil și poți oricând să-l accesezi. Stimată domnule Chivu, că către ce vă îndreptați acum și mă refer la priorități din aceste proiecte pe care le aveți? Priorități. Ne dorim, vă dați seama, să avem un spital să se întoarcă după soare. Este un proiect de reabilitare totală a acestui spital care au mai fost niște hibe în proiectare, în... S-a mai întârziat ceva mai mult, că poate v-am povestit de el și data trecută când ne-am întâlnit. Există și finanțare, este aprobat, doar că mai sunt niște studii tehnice care nu s-au făcut corespunzător. Consultantul care a fost luat la vremea aia nu și-a făcut treaba corespunzător și sperăm noi, cel puțin din ultimele discuții pe care le-am avut cu domnul președinte, să demareze cumva anul ăsta și acest proiect. Și atunci putem să avem, să vorbim despre o infrastructură bună în care să îți poți desfășura activitatea în condiții normale și să întrunești condițiile de, pe care ți le impun specialiștii. De circuite, de circuite ale murdar, curat, etc. În spitalul nostru, pentru moment, n-ai cum să îndeplinești aceste condiții pentru că așa a fost construit. Și trebuie sunt să necesare și să reabilitările de care vorbeați. Deci cam astea ar fi prioritățile. Ceea ce privește personalul, da, așteptăm cu nerăbdare să se dea drumul la angajări. V-am spus, în toată această perioadă de la începutul anului încoace, noi nu am reușit să facem nicio angajare. Am făcut doar niște contracte de prestări servicii cu anumiți medici pe anumite specialități. Am reușit măcar acest lucru. Dar e foarte greu cu alte categorii de personal să faci acest lucru. Și care sunt anume specialitățile în discuție? Păi avem hematologie, avem pediatrie, pediatrie UPU. Ați avut-o și pe doctorița în emisiune. Pe neurologie aveam doi, dar din păcate și-au găsit alte... La fel, erau cu contract la noi, dar mai fac doar gărzi. La fel, din cauza navetei,
preferă Bucureștiul. Eu le-am lăsat poarta deschisă oricând pot veni la noi. Acum, dacă ei se integrează acolo, bine. Dacă nu... Ce trebuie să înțelegem din acest lucru? Că pe neurologie nu mai avem... Pe neurologie avem doi medici în acest moment și liniile de gardă, linia de gardă completă. Dar... Mai e nevoie de personal, este. Să înțelegem. Acolo sunt tot posturi. Sunt tot posturi. Deci e vorba de mulți medici. Este deschisă lista, avem și doi rezidenți. Să vedem. Bucuria aveam să amintim la vremea respectivă, în ediția trecută, emisiunii realizate cu noastră, celor ce ne urmăresc, că s-au mai făcut câțiva pași pe direcția unei alte suferințe. Vorbeam de oncologie. Ce mai e nou și dacă ne puteți spune, mai există acea relaționare cu medicii turci? Nu era pe oncologie, este pe neurologie, pe neurochirurgie și mai ales pe traumatologie. Noi având secție de ortopedie, la politraumatisme, care implică mai multe specialități chirurgicale, să putem să le tratăm. Are loc un accident, eu știu, rutier, să poți trata acel pacient la noi. Să poți corecta anumite, eu știu, o scolioză, o cifoză în spitalul nostru prin sele de operații pe care le avem și cu colaborare cu medicii turci. Asta am dorit noi să facem aici. În luna august o să trimitem la specializare 3 asistenți medicali pentru asemenea intervenții, undeva la Bagdazar, la spitalul Bagdazar, la colegii noștri de acolo. Și sperăm, eu știu, până la sfârșitul anului să putem să facem o astfel de operație în spitalul nostru. De asemenea, să recrutăm un neurochirurg aici ca să putem să facem astfel de intervenții. Vorbind de anumite genuri de patologii, mi se pare îndrăzneață inițiativa, pentru că, din câte cunosc eu, în afecțiuni de care vorbeați, scolioză, cele ale coloanei vertebrale, sunt operații destul de dificile și sunt cu anumite soiuri, dar... de protezări. De asta spuneam, e o specialitate și iată, în viitor, cu suficientă îndrăzneală abordată această parte din activitatea spitalului. Sigur că lucrurile nu se rezolvă bătând din palmă, nu, nevoie de o bucată de vreme. Este o bucată de vreme. Dar ar mai fi un pas în dezvoltarea activității și rezolvarea anumitor patologii, cum ziceați. Da, revin, să fie una bună. Nu știu, da, să dea Dumnezeu. Revin cu care e obstinența asupra oncologiei. Avem medici? Cum ne descurcăm pe această direcție? La oncologie avem 3 medici în acest moment. Asta este și capacitatea. Avem un compartiment. Nu avem însă o secție specială, nu, dar... avem compartiment. Vom avea o secție, deci este aprobat acel proiect de spital nou, unde vor fi 2 secții și acolo va fi una de oncologie și secția neurologie se va muta acolo, într-un spațiu nou și care va întruni toate condițiile de funcționare. Va mai dura însă nițel? Eu știu că până în 2026 trebuie să se realizeze, dacă nu mă înșel, este în procedură de achiziție, dar cred că relațiile vi le poate da Consiliul Județean, pentru că ei se ocupă de acest proiect. Și de asemenea o secție de, adică pe lângă oncologie și una de paliație, de îngrijiri paliative pentru bolnavii oncologici. V-am întrebat și aici o să vă rog să mă corectați dacă greșesc. V-am întrebat pentru că incidența bolilor cardiace și iată, cancerului la nivelul nostru și la nivel național este destul de mare, așa că este mare, da. Este mai mult decât necesară o activitate pe direcția asta, cum vorbeam. În oncologie să știți că există medici care pot veni la noi fără nicio problemă. Și acum avem câteva contracte și cu extern, în afară de cei 3 medici pe care îi avem noi, ca să putem să facem radioterapie în alte unități sanitare. Noi vrem să avem radioterapie la Giurgiu, dacă reușim să... se concretizeze cu secția de oncologie, atunci vor fi tratați aici. Asta presupune și alte dotări și iată, și pot finanțări. Să mai spun că vom face și dializă în spitalul nostru, a mai fost, avem în structură prins,
Deja am obținut finanțarea, am discutat cu ordonatorul principal de credite, deci Consiliul Județean, și vom avea 4 posturi de dializă în spitalul nostru. Da, în septembrie cred că vom definitiva procedura și după aceea vor fi instalate și probabil până la sfârșitul anului vom da drumul. Avem de asemenea 2 nefrologi în acest moment. Ăștia îi aveam pe statul de funcții, acum sunt și funcțiile ocupate. Deci avem și nefrologi. Și atunci, vă spun sincer, noi spitalul cheltuiam foarte mulți bani cu pacienții care aveau nevoie de dializă, pentru că noi practic îi transportam la o altă locație și într-o unitate unde se face acest lucru și costurile erau suportate de către noi. Vorbeați mai devreme de prețul medicamentelor și un lucru care, iată, vă înfrânează cumva activitatea, neștiind ce urmează în materie de creșteri sau, mă rog, ieftinirea prețului la medicamente. Pe direcția bolilor de nutriție, amintiți și de diabet, cum stăm în această direcție? Care este incidența bolilor și care este costul vis-a-vis de medicamentele pe direcția aceasta? Pe diabet și nutriție, și acolo avem personal, să știți că este o adresabilitate foarte mare, pentru că da, sunt foarte mulți care constată că au o problemă pe diabet și nutriție. Sunt mulți pacienți, cel puțin ce am văzut eu, dar se merge mai mult pe spitalizare de zi și în ambulatoriu. Cred că cel mai bine ar fi să vă facem cunoștință și cu un medic din, da, din această specialitate și vă va spune mult mai multe despre... Mai ales că... Să știți că la nivel de Giurgiu avem foarte mulți pacienți diabetici. Nu v-am întrebat degeaba diabet și probleme de nutriție, pentru că și această latură, să zic așa, patologică, este văzută cumva la nivel de mapa mond, adică mă refer la tineri dintre aceștia care știm noi foarte bine fast food-urile și așa mai departe și dereglările, ca să zic așa, de la o hrană, să zic așa, sănătoasă. Este firesc să apară boli pe acest fond și ele, din păcate, nu sunt prea puține, vorbesc la nivel mondial. Sigur că România, care deține triste recorduri, nu face... Cred că nu suntem noi campioni aici, dar... Nu, dar lucrurile pot sta oricând mai bine. Și de aceea v-am întrebat. Încercăm să ne apropiem de final și aș vrea să mai ne răspundeți la câteva întrebări. Care sunt prioritățile acum că bat monede pe chestia asta? Mie mi se pare o problemă primordială. Întâi să am personalul și după aia să tratez. Care sunt disciplinele medicale pe care le vizați spre a mai îmbunătăți activitatea în sensul de personal? Din punct de vedere al resursei umane, v-am spus, avem dificultăți pe cardiologie. Deci pe cardiologie... Un singur medic, ne referim la medicul din Bulgaria. Și domnul doctor Mihai Petre, dar dânsul are o vârstă respectabilă, da, și nu mai este la capacitatea pe care ne-am dorit noi să o aibă. Adică nu mai poate fizic să facă față la... Dar l-a rugat frumos să mai rămână în activitate și încă este în activitate în spitalul nostru și ne ajută atât cât se poate. Și este ok. Acum, doctorița Stoianova este într-adevăr copleșită, pentru că ea trebuie să împartă în toate secțiile, atât în UPU, ambulatorul de specialitate, pacienții secției, plus consultații interdisciplinare pe alte secții, pentru că pe foarte multe secții se cere și un consult cardiologic. Da, de exemplu, chiar dacă patologia aparent este alta, exact, sau chiar este alta. Păi este alta, doar că eu nu pot să intru în sala de operație fără să-i fac și un consult de specialitate pe cardiologie și foarte important să pot să ofer acest lucru. Dar v-am spus, din păcate, medici cardiologi se orientează către clinici private, către cabinete private, unde ei obțin mai repede și un venit mult mai bun decât să lucreze într-un spital. Cam asta am observat noi în ultimul timp.
lui convine să aibă un cabinet propriu și în felul ăsta vine pacientul, ați văzut ce cost sunt pe la cardiologie, oriunde te-ai duce și la București și la... Pentru că marea majoritate lucrează în privat și atunci tu te adresezi lui acolo, îți găsește, eu știu, un diagnostic, ți se oferă un tratament doar atât, dar dacă ai nevoie să fii internat în spital, au mai rămas doar secțiile unde se face și chirurgie cardiovasculară. Da, pe alte discipline mai avem probleme asemănătoare dincolo de cardiologie? La cardiologie stăm cel mai prost. Așa, mai este neurologia, unde încercăm în continuare să... Cum vorbeam mai devreme. Să aducem medici. Radiologia, pentru că sunt puțini. În UPU, la fel, sunt puțini medici, dar am reușit să mai coptăm încă o doctoriță. O să înceapă undeva în septembrie la noi. La fel o să facem un contract de prestări servicii, pentru că nu putem să o angajăm și atunci va fi pentru un contract de prestări servicii, ea având o formă juridică, SRL, PFA, nu știu exact. Cam așa putem să... Încercările astea ale dumneavoastră, și mă refer strict acum la OPU, vor conduce cât de cât la micșorarea timpului de așteptare acolo? Să știți că timpul de așteptare... Este firesc oriunde, în orice unitate de primire urgențe ne-am duce în lume. Pentru că tu ești triat la momentul când te prezinți acolo de către personalul de specialitate. Da? Și acolo ți se dă un cod. Timpii de așteptare, vă dați seama, dacă personal, medicul respectiv, nu are altceva atunci și te are pe tine ca, și caz care te-a prezentat, vine să te vadă. Din păcate, trebuie să înțelegem că în UPU, vorbesc despre pacienții care se prezintă acolo, nu toți reprezintă o urgență medicală, da? Nu din păcate. Deci nu toți reprezintă o urgență medicală și atunci trebuie să și conștientizeze că, băi, dacă reprezentam o urgență medicală, mă lua din prima. Vă dați seama că vine o ambulanță cu cineva care a avut un accident sau un AVC, un... Normal că ăla are prioritate. Tu, dacă stăteai acolo, mai aștepți în continuare, pentru că celuilalt e pusă viața în pericol. Tu poate ai venit pe picioare sau... Da, poate este logic dat... ceea ce spuneți, mi se pare firesc, numai că cârcota și eu la rândul meu. Acum mă gândesc că personalul fiind diversificat și numeric mai mare, na? Se lucrează mai rapid, trierea are loc. În UPU există un singur medic pe tură, da? Deci hai să conștientizăm și acest lucru. Nu ne comparăm cu UPU Floreasca sau, eu știu, Spitalul Universitar, unde sunt și rezidenți. Și sunt 7-8 linii de gardă. Noi avem 2 linii de gardă în UPU, dar funcționează doar una, pentru că nu am personal suficient. Și atunci trebuie să luăm în calcul și acest lucru. Dar și așa, cu această problemă, toți pacienții care se prezintă acolo sunt văzuți de către medicii noștri și... li se acordă asistență și îngrijire medicală. Dar, repet, funcție de ceea ce prezintă... Ce reprezintă urgență. Exact. Da, să sperăm, adică că, așa să cum ziceam, răbdători. Loc fiind de mai bine oriunde, se vor mai îmbunătăți și pe exemplu, direcția asta. Și la vama aștepți să treci vama. Da, corect? Da, vedeți, dumneavoastră, acum nu vreau să intrăm într-o polemică. Și la vama poți sta un sfert de oră sau două și ore, că e coadă de tiruri mă duc, sau mai știu. Am o programare, oriunde te duci. Ai un timp de așteptare, asta e. Dar cei care reprezintă urgență au prioritate și de multe ori am văzut oameni la radiologie, dar eu eram la rând. Băi, dar a venit unul care a suferit un accident. Ăla trebuie să intre să-i și... facă acum un CT urgent. Chiar dacă și tu ai poate fost să înainte. Piardă sânge, de exemplu, nu? Ați înțeles? Ar trebui oamenii să înțeleagă și lucrul ăsta. Da, erai la rând, da. Ăsta săracul poate să moară din moment în moment. Cam asta înseamnă urgență. Și la momentul când te-ai prezentat acolo, dacă ești de cod roșu, au lăsat tot și te vede pe tine că ești de cod roșu, galben, etc. Trecând o concluzie asupra unui subiect pe care l-am mai discutat puțin el, mă refer aici la lucrările de îmbunătățire a clădirii strict a spitalului, care sunt... urgențele în funcție de posibilitățile financiare. Dacă intrăm ca secție, să zicem,
ce urmează? Păi vor fi reabilitate toate. Deci tot ce înseamnă spitalul nou, începând de la urgență, urgența practic se va muta în primul, deci nu unde funcționăm acum, da, în primul pavilion, cel de la stradă. Deci practic oamenii vor avea acces direct mai din, facil, din stradă. Da. Da? Și ambulanța va... Deci va fi o altă... De-aia vă spun, se vor respecta altfel circuitele. Vor fi niște lifturi exterioare care vor ajuta cumva să accesezi celelalte secții. Se va reorganiza. Dar vă las atunci o surpriză când vom începe. Până la surpriza de care vorbeați, ce ne spuneți despre clădirea? De ambulatoriul nou sau ce? La ambulatoriul nou, dar în vecinătatea intrării vechi a spitalului. Da. Cred că undeva în septembrie vom putea să începem activitatea acolo. Cam asta am înțeles eu de la cei care s-au ocupat de acest proiect. Noi vom fi beneficiarul final. Deja s-au făcut recepții sau la anumite cabinete, la anumite dotări. Mai sunt câteva dotări de venit, pe sterilizare. Pe... Dar oricum, acea clădire întrunește toate condițiile de să-și desfășoare activitatea medicală acolo. În acest moment. Și de ISU și de tot ce trebuie. Asta iar e o problemă, de-aia încercăm și în spitalul nou, prin această reabilitare, să îndeplinim aceste condiții. Domnule Dragoș Chivu, speranța mea e că am mai atins câteva probleme de interes pentru cei care ne urmăresc. Nu fac altceva decât să vă mulțumesc și pentru și participarea aceasta la emisiune aici în platou. Sunteți un privilegiat, ca să zic așa, pentru că din personalul spitalului este singurul care a venit în platou, restul emisiunilor le-a realizat în incinta spitalului, în sediul tocmai bibliotecii. Și-au făcut timp între picături. Da, asta este un motiv. Sigur, condițiile sunt mai bune aici decât și cred că acolo, este benefic dar... și pentru telespectatori să se prezinte, păi, ce pot eu să ofer eu, medicul X? Adică chiar aș, dacă mai puteți și doriți acest lucru, să chemăm din medici din, pe diferite specialități ca ei să vă răspundă la întrebări și poate chiar și la întrebările pe care le pun telespectatorii. Da. Uite ce pot eu să, ce servicii pot ei oferi acolo, uite cu ce patologii. Atâta timp cât relaționăm, cel puțin de maniera la care am făcut-o până acum, totul e posibil. Okay. Mulțumim încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Succes în ceea ce întreprindeți. Mulțumim pentru răbdare și celor care ne-au urmărit. Aceasta este ceea ce noi numim atelierul de conversație. Marian Butan, gazda dumneavoastră, vă urează multă sănătate, toate cele bune până la o nouă întâlnire. La revedere!